Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Propun să începem și îți mulțumesc, Franche, fiindcă ai acceptat invitația mea. Mersi și scuze că te-am tot amânat. E ok, e de înțeles. Și prima întrebare este: pe cine admiri cel mai mult și de ce? Băi, pe mama o admir că m-a născut, a reușit și m-a ajutat mult. Și pe bunicii mei care... Pe bunicii tăi. M-au crescut. Și admir și prietenii din jurul meu, că na, ne alegem oameni ca să creștem, cred. Adică acum depinde de starea fiecăruia, știi? De nevoia fiecăruia, da. De nevoia fiecăruia, dacă vrei să simți că vrei să crești, îți alegi și un mediu care să te împingă cumva, subconștient așa. Ok. Deci ideea de familie și prieteni apropiați. Exact. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? Să nu mă pierd pe mine. Și cum facem asta? Am avut o perioadă în care m-am cam pierdut așa puțin. A fost ceva anume care a adus asta? Multă. Ok, un comun. Lucruri, da. Și mi-am dat seama de lucrul ăsta la un moment dat. După aia, na. Necesită timp, răbdare, lucru cu tine, să revii cumva. Și nu știu dacă vreodată ajungi în punct, în 100%. Dar ești măcar pe calea aia. Știi? Așa văd eu. Mm-hmm. Cred că cam asta e. Odată ce știi cum ești tu, cam nu prea contează altceva. Adică ești, poți să fii pus în orice situație, aproape. Cum ești tu poate însemna și ce vrei? Clar. Uh-huh. Bineînțeles. Uh-huh. Toți vrem ceva. Asta ne ține în joc, nu? Acum, cred că diferența au... face cum acționăm. Ce decizii luăm. De asta există oameni pe care, nu știu, îi admirăm. Cum e acum toată lumea, cu milionarii, cu Bill Gates, cu... Da, și Bill Gates e om. Știi? Dar depinde cum acționezi, ce vrei, cum, ce perspectivă ai asupra, ce te înconjoară asupra ta. Cam asta. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Dacă ar fi să învăț. Iubirea, da. Mi-ai pus așa o întrebare. Dar dacă ar fi, ăsta ar fi lucru. Frumos. Cam, da, e un subiect destul de complicat. Este. Putem să ne pierdem în el. Dar dacă ar fi, asta ar fi iubirea. În regulă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Investiții de orice natură. De orice natură. Păi investiția de cunoaștere. Să mă cunosc pe mine și să înțeleg oamenii din jurul meu. Și cred că cu cât te cunoști pe tine mai mult, și din nou, cred că nu știu dacă ajungem la 100% în viața asta, cu atât înțeleg și mai bine ce se întâmplă în jurul tău. Care crezi că ar fi un prim pas, să-l numim, către a te cunoaște, apropia mai mult de tine? Să-ți pui întrebări, să te analizezi,
în diferite situații și să înveți, cum toți învățăm, din orice. Și din greșeli și din reușite. Cam da. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Habar n-am, nu știu. Uh-huh. Nu știu să răspund întrebarea asta. Nu e ceva anume care îți vine acum? Nu știu, acum. Fiecare acum, dați seama, fiecare vedem diferit. Exact. Că tot discutam înainte de asta. N-am ceva concret. Bine, să spun. Nu e ceva concret. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Iubire, pace și liniște. Scris așa, simplu. Pe un background alb și textul roșu. Textul roșu. Ți-a să ne vedem. Să nu-l ratezi. Că sar acolo în ochi. Da, da, da. Ce faci când nu ești focusat sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Când nu sunt focusat și mă pot concentra. Stau cu pisica. Te joci. Te relaxezi. Nu mă joc cu pisica. Nu? Stau cu pisica. Stai? Da. Mm-hmm. S-a alăturat. Bine, asta ar fi unul din lucruri. Sunt multe lucruri. Respir. Meditație? Nu meditație. Nu la nivelul de meditație. Dar cumva mai conștient. Uh-huh. Uh-huh. Pe respirație. Dar nu la nivel de meditație. Cred că trebuie să fii într-o stare. Cumva. Ca să ajungi la nivelul de meditație. Ok, deci astea s-ar fi câteva din da. Instrumente, să le numim. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogat? Cum ai deveni bogat? Păi orice muncă. Orice muncă. Clar, nu? Da. Pentru mine, orice muncă. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? E ce mai greu, că am zis bun la făcut cadouri. Nu știu, nu cred în chestia asta, la modul că mă refer la faptul că, să zic că îți dau un exemplu, citesc eu o carte și mă inspiră pe mine și zic gata, o dau mai departe. Trebuie să o dau mai departe. Nu cred că funcționează așa, că din nou ne întoarcem la, suntem cumva diferiți, dar ne asemănăm, dar poate acel om, prieten, mă rog, căruia îi fac cadou, nu... Nu e parcere, da, da. Știi? Așa că, na, mă gândesc și la persoana, cam ce interese are și cumva... iau o carte către domeniul lui sau înțelegi? Ok, deci nu e un titlu anume și în funcție de nevoia fiecare. Fiecare persoană. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Asta e grea. Avem multă frici noi, ca oameni. Așa este. Emoțiile duc la frică, cred. Emoțiile noastre duc la frică. Nu știu, cred că are legătură cu a fi tu cât mai mult. În a fi tu ca om, autentic? Cum ești tu ca om în interiorul tău și să fii în societate. Să menții aceeași, da. Să menții aceeași fără stare. Măști. Exact, fără măști. Și greu de făcut chestia asta. Și cumva o consider ca o frică. Știi? Cred că asta e. Și ai depășit-o? Nu. Nu în totalitate. Am mai
Lucra la ea, funcționează, dar încet. Și din nou trebuie răbdare și să investim în noi. Atenție. Cam asta e. Dar n-am de creștut. Dar cred că e un lucru foarte important, pentru că mulți oameni au problema asta, dar nu se discută niciodată despre asta, pentru că nu ai ce să discuți, că nu știi nimic concret tu despre tine în legătură cu asta. Cred eu. E dificil să fii fără o mască. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Mă, cred că faptul că m-am apucat de dans, că sunt dansator, să zic așa, dansator, consider că mă mișc atât. Dar ca să înțeleagă lumea, da, sunt dansator, dar asta e altă discuție. Da, asta e un lucru. Care te-a dus la reușite. Da, și la eșecuri. Și, clar, pentru că am învățat foarte multe chestii din dans, din toată lumea asta, din oamenii care... E o disciplină, trebuie să te disciplinezi, te învață să te disciplinezi sau... Vorbești, nu doar cu corpul, știi? Ideea de mișcare, da? Da, ideea de mișcare, miște energiile, știi? Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Interesantă întrebare. Primul rând, nu prea am ce să pierd. Și de nou mă întorc la dacă te pierzi pe tine, e cel mai nasol. Așa, lucruri materiale, știi cum e, sănătate să ai și să vrei să muncești pentru orice ar fi. Că vrei. Dar, na, o e de la zero, dar nu aș putea spune o e de la zero, știi? Că, din nou, mă întorc că e greu să te pierzi pe tine atunci și mai... Nu știu, din experiența mea nu prea mai poți să faci nimic dacă ești... Te blochezi. Te blochezi, exact. În blocajul ăla e greu să treci peste el. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Ce sfat aș da unei versiuni mai tinere? Să nu se apuce de fumat. Ar fi unul din sfaturi. Cred. Dar cred că viața... a funcționat cum a trebuit să funcționeze până la urmă, știi? Dacă nu făceam greșelile pe care le făceam în tinerețe, să spun așa, nu învățam nimic până acum. Deci te-au dus către creștere. Da, clar. Dar sigările tot ai dat sfat. Da. Spunând asta acum cu o țigară nu știi. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Prin muncă. Munca. Da, prin muncă poate obține ce vrea și ce își dorește. Să fie constant în munca respectivă, să-și dozeze energia, pentru că noi, sau nu știu, sunt cazuri în care am văzut oameni care muncesc foarte mult și după un timp clachează. Exact, clachează, pentru că nu și-au dozat energia și au un breakdown așa, știi? Deci e un fel de management de resurse. Da, exact. Dar prin muncă consider că obții orice vrei și să crezi. Mai important este să crezi în orice ai face. Dar să crezi cu adevărat. Chiar dacă
Pare nebunesc. Să crezi. Da, să crezi în orice vrei tu, dar să crezi cu adevărat. Să fii tu nebunul ăla, știi? Care... Indiferent de ce indiferent în de ce în jur. Și odată ce crezi în orice, îți vine și cheful de muncă pentru acel ceva. Asta e clar. Dar trebuie să existe starea aia, nu știu. Nu știu să o explic. Dar este o stare anume care te duce la acel la ceva. Credința aia, știi? În ceva. Și să te facă, să-ți dea putere, să te facă să muncești pentru ceva ăla, fără să simți că muncești, știi? Flow. Ei, da. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Cred că mă întorc la întrebarea numărul 1. Ok. La mama. Da. Succes. M-a născut cu succes. Mulțumesc, mamă. Foarte tare. Ultima întrebare, Frank. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Dacă trăiesc, să mă întrebe. Dacă simt că trăiesc. Și bineînțeles că din întrebarea asta se dezvoltă o întreagă discuție, știi? Că e mai dar de acolo plec. Deep, ca să spun așa. Dar ar fi interesant, nu știu dacă e cuvântul, dar o să folosesc cuvântul ăsta, ar fi interesant să primești întrebarea asta. Pentru că te pune pe gânduri, știi? Bă, tu simți de obicei, mă întreb ce faci. Celălalt răspunde bine. Chiar dacă nu face bine. Dar a intrat în automatismul nostru chestia asta. Așa e. Așa e. Cool. Eu îți mulțumesc. E gata. Mersi și ce rapid a fost. A fost destul de rapid. Da.